Un moldovean deținător al cetățeniei Letoniei a încercat să-și treacă soția pe teritoriul Marii Britanii într-un jamantan. El a fost arestat de colaboratorii Serviciului de Migrațiune în Dover. Potrivit site-ului miro.co.uk, bărbatul a recurs la acest pas disperat deoarece autoritățile Londrei în decurs de 2 ani de nenumărate ori i-au refuzat acordarea vizei de intrare, deși acesta locuiește acolo de mai mult timp. Jurații l-au condamnat la 14 luni de închisoare cu suspendare pe 2 ani. 100 de ore de muncă în folosul comunității și amendă de 400 de lire sterline. Însă judecătorul Adele Williams a anulat menținerea în arest motivând prin faptul că bărbatul a încălcat legea fiind motivat de anumite circumstanțe.